Ea cumpărat tatălui mașină pe care a scris Moldova are talent. Este vorba despre Monica Pârlici, câștigătoarea primei ediții a celui mai mare show TV. Monica spune că Moldova are talent, i-a schimbat radical viața acum. Ea este recunoscută peste tot, este invitată să recite poezii la nunți și chiar este cerută în căsătorie. Din banii câștigați la concursul Moldovare Talent, Monica Pârlice a decis să-i facă un cadou tatălui. Un automobil cu care se poată ajunge în localitățile din țară, acolo unde este Monica invitată să recite poezii. Emoționat de gestul fiicei sale, tatăl Monica i-a lipit pe toată mașina logo-ul show-ului Moldovare Talent. Acest apțipil doi o să arate de unde am pornit. O să arate că începutul meu a fost Moldovare Talent. Este și apoi să cu pentru că datorită lui eu am ajuns cineva cunoscut, datorită lui eu am o rochiță frumoasă, am ce încălța. Atât de des era solicitat când vinea foarte greu ca să mă deplasez. Am făcut toate condițiile ca să ușurel să putem bucura înainte pe mulți, mulți din țara asta. care Mă mândresc foarte mult. Mi-ați o bucurie atât de mare. Totuși, cea mai mare parte din suma de 500 de mii de lei câștigată la concurs, Monica a folosit-o pentru reparația casei în care au crescut împreună cu surorile ei. Acolo ea și-a creat un mic colțișor de creație unde își păstrează darurile de la admiratori și trofeele. Acesta este un ursuleț pe care l-am primit cadou de la doamna ministra a culturii, Monica Babuc. Și E ceva interesant, i-am pus numele Babuc. E ca un uh, obiect în care, în care -a pot să-i spun toate sentimentele mele. Cea mai talentată moldoveancă spune că după concurs, viața ei a căpătat o altă culoare. Am fost la un festival din Soroca, uh, chiar am fost invitată și pe la nunț. Pe la, am fost invitată la o cerere în căsătorie. Deseori mă roagă să recit poezii despre părinți, despre dragoste. Vă urez mult succes celor care participați în sezonul 2 la Moldova Talent. Chiar dacă nu câștigați, să fiți mulțumiți de cei ce ați primit. Din această toamnă, cel mai tare show al momentului Moldova Talent revine pe micile ecrane cu cel de-al doilea sezon doar pe Prime.